Animații grafice, partea a treia. Scratch, primul program, prima animație. Animațiile sunt iluzii optice ale mișcării, realizate prin derularea unor imagini fotografii consecutive care conțin unul sau mai multe obiecte în diverse poziții și care vor sugera mișcarea în sine. Orice animație are la bază un scenariu. Cadrele sunt părți componente ale animației ce se derulează cu o anumită viteză. Cele 5 cadre din imagine contribuie la crearea efectului de salt. Scratch permite realizarea de animații prin combinarea unor piese de puzzle, a unor blocuri grafice care transmit fiecare o anumită acțiune, un anumit efect asupra obiectelor din program numite personaje. Blocurile grafice sunt repartizate în categoriile: mișcare pentru deplasarea personajelor, aspect pentru particularizarea personajelor, sunet pentru redarea sunetelor, control pentru organizarea desfășurării programului, evenimente, detecție, etc. Grupurile sunt repartizate în zone precum scripturi, costume, sunete. Pentru a programa acțiunile unui personaj, blocurile grafice trebuie extrase din grupuri și îmbinate în stile numite scripturi. Cu un click pe script, Scratch rulează de sus în jos toate blocurile. Etapele realizării unei animații. Accesarea site-ului scratch.meet.edu, creare proiect, alegerea sau crearea personajului, a personajelor și atașarea blocurilor ce compun puzzle-ul animației, rularea animației pentru verificare, remedierea erorilor, salvarea animației. Sarcină de lucru. Folosind aplicația Scratch, realizați o scurtă animație pe tema Pașii balerinei. Scena Scratch este locul pe care se desfășoară toate acțiunile personajelor. Cu o lățime de 480 de unități, printr-un exercițiu matematic, ea poate fi traversată după axa X orizontală cu ajutorul blocului mergi 20 de pași, repetat de 24 de ori prin intermediul unui alt bloc numit repetă de N ori. Indicațiile finale premergătoare rezolvării sarcinii de lucru vizează zona de cod sau zona de scripturi, locul în care vor fi așezate piesele de puzzle, blocurile, precum și un mic ghid de orientare printre grupuri cu ajutorul culorilor grupurilor. Accesăm aplicația Scratch. Creează proiect. Închidem tutorialul, eliminăm personajul Scratchy. Pentru personajul balerină, vizualizăm cele 4 costume, cărora le mai adăugăm încă 2.
asimetrizare personaj, când se dă click pe steagul verde, inițializăm costumul balerinei la prima ipostază prevăzută în galeria costume. Redimensionăm personajul din grupul control, selectăm blocul la infinit, în care vom plasa blocul așteaptă 0,4 secunde, urmat de trecere la costumul următor. Start. Stop. Fișierul a fost salvat pe computerul personal. Sarcină de lucru. Folosind aplicația Scratch, proiectați pentru personajul pisică, celebrul Scratch din galerie, o deplasare de la stânga la dreapta, repetată la infinit. Selectăm din galerie personajul Scratch, personajul pisică. Adăugăm un nou costum. Pregătim un eveniment. Scratch s-a așezat în centrul scenei, dar pentru el, pe lângă costumul de start, vom pregăti și o serie, o pereche de coordonate de start. Deci Scratch va porni din partea stângă a scenei, se va deplasa către dreapta. Perechea de coordonate X și Y, care îl plasează pe Scratch într-un anumit loc dorit de noi, are valorile X este încărcat cu valoarea -192, Y este setat la valoarea -121. Din grupul control am ales blocul repetă de 20 de ori, în care am inserat blocurile mergi înainte 20 de pași, așteaptă 0,2 secunde și treci la costumul următor. Schimbă costumul. Cu ajutorul editorului grafic, intervenim cu reglaje noi și în ceea ce privește culoarea costumului și aceasta se va schimba de la o defilare la alta. Start. Stop. Sarcină de lucru,
adăugați pe scenă noi personaje. Observații. Alegem ca decor un teatru grecesc. Redimensionăm personajul screcii, așezăm în centrul scenei balerina, aducem din galeria personajelor scheletul care conține predefinite patru costume, patru ipostaze. Redimensionăm și personajul schelet. Cerința era ca acest personaj să fie de două ori inserat pe scenă. Lăsăm neschimbate costumele personajului schelet. Inițial, personajele îmbracă un costum din garderoba screci, iar apoi la infinit, prin schimbarea costumelor, animația va fi realizată conform cerinței probleme. În grupul control intervenim cu 0,4 secunde de așteptare de la o trecere de cadru la o altă trecere de cadru. Iată și personajul Ruby. Suntem interesați de costumul al doilea al personajului. Am duplicat costumul, l-am simetrizat, l-am așezat în oglindă. Pentru căpșună, costumele sunt ideale în vederea sugerării unui dans pe scenă. Am redimensionat personajul. Animația începe cu primul costum, repetiția la infinit, repetiția de schimbare de costum, însoțită de o scurtă întârziere în valoare de 0,4 secunde.
Vasul era perfect. Efectul de mișcare, efectul de dans, efectul de animație. Stop. Tema pentru acasă. Finalizați proiectul Balet la Coloseum prin realizarea următoarelor cerințe. Completați locurile din anfiteatru cu un nou personaj. Aduceți pe scenă personajul șarpe, pentru care veți proiecta o deplasare cu sens unic pe verticala oferită de coloana templului din stânga scenei. Indicații de rezolvare pentru personajul șarpe. Costumele personajului papagal. Vă mulțumesc!